Prima lecție de schi a continuat și în acest weekend pe pârtia de la Muntele Mic de lângă Caransebe și vremea a ținut cu iubitorii sporturilor de iarnă. Este de altfel penultima lecție cu Prima TV. Săptămâna viitoare, cei care doresc să învețe să schieze sunt așteptați la Buscat în județul Cluj. O campanie pentru și despre oameni. Ne distrăm, învățăm și rămânem sănătoși cu Prima TV. Lecție de schi vine de la Prima TV. Mai avem locuri disponibile pentru cei care vor să facă primii pași pe pârtie cu ajutorul instructorilor. Vremea a fost numai bună de schiat în acest weekend pentru cei ce au dorit să se relaxeze la început de primăvară. Colegii noștri au fost pregătiți să ofere prima lecție de schi și în acest weekend, de data aceasta pe pârtia de la Muntele Mic. Vreau să vă spun că sunt foarte mândru de parteneriatul cu Prima TV. Suntem la 8-a ediție de Winter Tour și în această 8-a ediție am reușit să facem ceva fabulos împreună cu voi, cu Prima TV, și anume să facem prima lecție de schi pe fiecare pârtie. Suntem la penultima ieșire, la penultima etapă al Winter Tour-ului. Mulți turiști și-au făcut curaj și au pus pentru prima oară schiurile în picioare. Complicat, mai greu cu practica decât teoria. Noroc că am învățat băiețelul meu mai repede decât mine și acum... Cum a fost prima lecție de schi? Super! Și instructorul super! Ne-am învățat și pe-al mic și pe mine! Super fain! Păcat că e un pic bate vântul, dar rest e foarte bine! Instructorii au fost alături de cursanți și au avut grijă ca aceștia să învețe tot ce este necesar pentru a putea schia cât mai rapid. Au fost foarte receptivi, foarte curajoși. Și au prins foarte repede de la primele mișcări. Copii, cum s-au părut? Încântați? Foarte încântați, au mai vrut. O să mai avem o oră. Cum a fost la prima lecție de schi? Bine, ok, pentru prima lecție chiar a fost ok. E prima dată când schiezi? Da. Și cum ți s-a părut? Foarte frumos. Mai vrei să mai faci asta? Da. Cum a fost pe schi? Foarte fain. Este prima dată când ai încercat? Da. Peisajul de la Muntele Mic este magic, iar toți cei care vin aici rămân plăcut surprinși. Ce au spus turiștii în legătură cu prima lecție de schi? Oricine sau majoritatea celor pe care îi pui prima oară să alunece pe schiuri sunt încântați. E un efect care te face cumva să visezi, să te simți deasupra norilor. Săptămâna viitoare aveți ultima șansă de a învăța să schiați gratuit. Doritorii sunt așteptați pe pârtia de la Buscat, în județul Cluj.